România are două gimnaste calificate în finalele de la individual compus și pe aparate la cea de-a 44-a ediție a campionatelor mondiale de gimnastică artistică, ce se află în plină desfășurare la Anvers, Belgia. Larisa Iordache și Sandra Izbașa. În calificări, Larisa Iordache a parcurs toate cele patru aparate, primind următoarele note: 13.166 la paralele, 13.266 la bârnă, 14.933 la sărituri și 14.500 la sol. Iordache s-a calificat la finale la bârnă de pe locul 1, la sol de pe locul 3 și la individual compus de pe locul 4. La rândul său, Sandra Izbașa a evoluat doar la sol, fiind notată cu 14.733 și obținând calificarea în finală de pe locul 2. În prima subdiviziune a calificărilor a evoluat mezina lotului României, dar și a competiției, gimnasta hunedoreancă Ștefania Stănilă, legitimată la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, care a obținut notele 12.700 la sol și 12.266 la bârnă, ratând accesul în cele două finale. Prima care va concura cu medaliile pe masă la campionatele mondiale de la Anvers, Belgia, va fi gimnasta Larisa Iordache, în această seară, în finala feminină la individual compus. Sâmbătă și duminică, în finalele pe aparate, Iordache va evolua la bârnă și sol, în timp ce Sandra Izbașa va concura numai la sol.